Binecuvântat să fie Domnul! Și, dragii mei, e atât de puternică și de reală afirmația aceasta că nu-i prieten ca și Iisus nimenea. Și e atât de important ca Iisus Hristos să ne rămână prieten tuturora. Să putem să avem parte de prietenia lui Dumnezeu în fiecare zi. Spune o vorbă populară românească că prietenul la nevoie se cunoaște. Și mai ales atunci când ai nevoie și când nicio soluție din lumea asta, parcă nu mai e o soluție pentru problema ta, vine marele prieten Dumnezeu și poate El să coboare lângă tine. Azi dimineață se cânta o cântare aici, se finaliza cântarea când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Și e atât de important să-L ai pe El ca și prieten. Dragii mei, în seara aceasta vom sta în lumina cuvântului Evangheliei. Vă voi citi un cuvânt al Bibliei pe care îl cunoașteți. Și vom trata un subiect atât de important pentru viețile noastre, un cuvânt pe care l-ați auzit de foarte multe ori, dar din care cred că Dumnezeu e acela care poate să ne vorbească. De obicei, înainte de predici, se citește punctul de plecare al predicii, dar eu în această seară am să vă citesc concluzia sau cu ceea ce se va încheia, dacă vreți, cuvântul de predică. Și acest cuvânt se găsește în Psalmul 51, și voi citi de la versetul 8, câteva versete în jos, până la versetul 12, un cuvânt pe care dumneavoastră îl cunoașteți. E spus de unul din oamenii lui Dumnezeu, de psalmistul David, de împăratul David, un om extraordinar. Trebuie să fac o subliniere încă de la început, că pe omul acesta al Bibliei și nu numai, îl iubesc și îl respect. E un om care se bucură de aprecierea noastră și s-a bucurat de aprecierea lui Dumnezeu. Știți de ce fac remarca asta? Să nu cumva să mă judece cineva în prima parte a predicii, de care nu o să mă ocup foarte mult, că din păcate trebuie să spun niște realități și din viața lui, dar din care cred că vom putea învăța. Psalmul 51, începând cu versetul 8, cuvântul Domnului spune așa: fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijine-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Cu toate că, dragii mei, în această seară mă voi axa mai mult pe partea a doua a predicii și îmi doresc să arăt momentele frumoase din viața unui om. Dar trebuie să mă duc puțin și într-un moment mai delicat din viața lui David, din care să învățăm fiecare dintre noi. Mai fac o dată sublinierea. David e un om extraordinar, a fost un om extraordinar, omul lui Dumnezeu. Să nu mă judece nimeni că pe alocuri o să fiu foarte direct, cu bucățica de timp puțin ciudată din viața lui David. Dar vrem în această seară să învățăm ceva extrem de important. Pentru că viața unui om se zbate între două aspecte. În viață există doar două aspecte, indiferent de domeniu. Domnul a inventat asta și nu o poate schimba nimeni. Că a venit la un moment dat Domnul și a spus să spun înainte binele și răul. Îți spun înainte viața și moartea, binecuvântarea sau blestemul. Adică nu există zona gri. Chiar dacă unii oameni cred că există o zonă gri în care se pot învârti în viață, se înșală amarnic că de fapt zona aia gri e zona neagră. Nu e sub nicio formă zona gri. Dar în această seară vrem să ne uităm la un pericol extrem de mare și la o binecuvântare. Că viața se zbate și în predica mea vom jongla așa între un pericol mare și între un beneficiu extraordinar. Pentru că unul dintre cele mai mari pericole din generația asta și din vremea pe care noi o trăim se numește nepăsarea. Nepăsarea e unul dintre cele mai mari pericole
cu care noi, ca și oameni, ne confruntăm. E adevărat că nepăsarea vine în urma multor situații, inclusiv datorită bunăstării oamenilor. Nepăsarea vine inclusiv datorită faptului că au oamenii cam tot ce le trebuie și nu mai duc grijă a zilei de mâine. La un moment dat sunt pe cale să găsesc 2 zile să plec în Ucraina și îmi spuneau frații de acolo, frate Alin, tu ai fost la noi. Am fost și în biserică de ucrainieni, o biserică mare, așa ca așa noastră, care spuneau ei e plină doar la sărbători. Am fost la românii din Ucraina, în care eu i-am spus, pe cum mă, dar voi erați mulți când am fost eu, încă ați făcut slujbă în aer liber, pe da, a fost botez, a fost multă lume, a fost sărbătoare, nu e așa tot timpul. Și asta era durerea lor, că nu e așa tot timpul. Acum oamenii vorbesc de o bucurie, în ciuda faptului că sunt în mijlocul unui necaz mare, războiul, după cum bine știm. Singura lor bucurie pe care pot să o aibă slujitorii de acolo e că acum nepăsarea a dispărut și bisericile sunt pline. Căutarea feței lui Dumnezeu e tot mai activă. Ei, dar în vremurile foarte bune, în care omul e bine, în care e pe picioarele lui, în care nu bea pastile cu pumnul și de le bea s-o obișnui cu ele unii, în care la un moment dat toate lucrurile sunt bune, nici nu duci grija zilei de mâine, ești cu mintea la ce o să faci, la ce planuri mai faci, la cum... În momentul ăla te paști un pericol extrem de mare numit nepăsare. În momentul în care diavolul a reușit să-l bage pe un om într-o nepăsare cruntă, acea viață se degradează 100%. Pentru că, dragii mei, mai subliniez încă o dată și ascultați-mă, e un semnal de alarmă în generația și în vremea noastră, nepăsarea e atât de nocivă, pericolul ăsta al nepăsării e atât de profund, e un pericol mare. Știți cum se găsește în dicționarul explicativ al limbii române pericol? Și ascultați, situație sau întâmplare care pune în primejdie existența. Pericolul îți pune în primejdie existența. Suntem într-un pericol ca să nu mai existăm așa cum Dumnezeu vrea să existăm. Și nepăsarea cuprinde, din păcate, generația noastră din ce în ce tot mai mult. Nepăsarea, când îl ia pe un om în brațele ei, atât de tare îl strânge, permiteți-mi acum într-un mod figurativ, încât omul rămâne fără aer. La un moment dat trage ultima suflare și zice, asta e, nu mai pot să mai scap și totul se prăbușește. Uitați-vă în familii, că de exemplu când soțul nu-i mai pasă de soție, când la soție nu-i mai pasă de soț, când la părinți nu le mai pasă de copii, acolo lucrurile se degradează. Eu mă mai șochez așa când mai întreb câte un părinte, unde-i băiatul dumneavoastră, are 13 ani, 14 ani și îmi spune, nu știu. Păi bine, dar unde o plecat? Nu știu. Păi când vine? Nu știu. Serios? Mai apoi rămâi foarte mirată și mirat că la 18 ani, nu că nu știi de el o zi, nu o să mai știi de el o săptămână, că la 20 de ani nu o să știi de el o lună, că mai apoi, când o să fii la bătrânețe, nu o să mai știi de el câțiva ani, că nu o să-l mai intereseze. Pentru că, dragii mei, e atât de important să fim conștienți de pericolul nepăsării, că nepăsarea îl prăbușește pe un om. Spre exemplu, și permiteți-mi să fiu foarte direct, că dacă-s direct cu David, trebuie să fiu direct și cu cei din generația noastră. Că dacă, de exemplu, avem în biserică, stăm în biserică și uneori nu știm unde-i soția, unde-i soțul, unde-i spruncii. Bă, dacă ne-ar întreba cineva, bă, unde-i copilul tău că nu-i la biserică astăzi? Dar unde-i soția ta că nu-i la biserică? Unde-i soțul tău că nu-i la biserică? Și la un moment dat, chiar dacă am avea poate o motivație, dar e foarte, foarte ciudată și ne rușină să o spunem, dăm oarecum din nume, dar e o totală nepăsare. Pentru că, dragii mei, e atât de important să fii cât se poate de conștient că pericolul ăsta al nepăsării te prăbușește, te face praf într-o zi. David a fost omul care s-a lăsat cuprins de pericolul ăsta al nepăsării. S-a lăsat cuprins de nepăsare. Și bine, Biblia și spune, pe vremea în care împărații mergeau la război, David a rămas acasă. David, oștenii tăi au plecat la război și ție nu ți-o păsat. Oștenii tăi luptau, vitejii tăi luptau, oamenii s-au dus pe frontul de bătălie și ceilalți împărați. Adică nu n-ai fi fost numai tu singur care ai fi mers acolo și ceilalți împărați erau acolo la luptă. Și tu ai ales să stai acasă nepăsător de ce se întâmpla pe frontul de luptă. În momentul ăla în care David s-a lăsat cuprins de nepăsare, a început degradarea lui.
A început acel moment extrem de crunt, extrem de dureros, extrem de ciudat. Pentru că în momentul în care un om se lasă cuprins de nepăsare, ascultați-mă bine, că ar spune cineva în seara asta, frate Alin, eu nu-s chiar cuprins de nepăsare. Faceți-vă sincer, nu o să vă întrebe nimeni, faceți-vă sincer o analiză. În momentul în care un om e cuprins de nepăsare, atenție mare, în momentul ăla pe om îl începe să-l intereseze ce n-ar trebui să-l intereseze. Când ești nepăsător față de lucrurile importante, de suflet, de mântuire, de cer, de veșnicie, începi să fii interesat de lucrurile care în fond și la urmă ormei n-ar trebui să te intereseze pe tine. L-ai văzut? Zice, păi ce te interesează pe tine? Ai auzit? Dar ce interesul nostru? Omul nu-și mai face probleme că el nu mai a fost la părtășie. Omul nu-și mai face probleme că el nu s-a mai rugat. Omul nu-și mai face probleme că el nu mai citește din Biblie. Omul nu-și mai face probleme că nu-l mai simte pe Dumnezeu. Pentru că într-o cruntă nepăsare începe să fie interesat de ceea ce n-ar trebui în mod normal să fie interesat. Ascultați-l pe David. David iasă la plimbare pe acoperiș. 2 Samuel capitolul 11. David a întrebat cine este femeia aceasta. David, dar n-ar trebui să te intereseze pe tine cine e femeia aia. Stai să ne înțelegem bine. N-ar trebui să te intereseze pe tine. Dacă pe tine nu te-ar fi cuprins nepăsarea de lucrurile importante, și anume războiul ăla crunt, n-ai mai fi fost interesat de lucrurile astea. Oamenii deseori, pentru că-s cuprinși de nepăsare vis-a-vis de suflet și de veșnicie, încep să fie interesați de ce n-ar trebui să fie interesați. Mai apoi, că vreau să trec repede peste asta, iubesc mai mult a doua parte, dar asta și asta e foarte importantă. Mai apoi, omul când e cuprins de nepăsare și începe să fie interesat de ce n-ar trebui să fie interesat, comite păcatul. 100%. 100%. Când te lași cuprins de nepăsare în ceea ce înseamnă suflet, mântuire, veșnicie și la un moment dat începi să fii interesat de ce n-ar trebui să fii interesat, comiterea păcatului e doar o chestiune de timp. Nu-l comiți astăzi, dar într-o lună îl comiți. În 3 luni îl comiți. Și toate astea pleacă de la aspectul ăsta foarte mare al nepăsării. Eu de aia nu-i cred pe oameni, spre exemplu, nu-i văd la părtășie, nu mai știu nimica de ei, nu mai știm. Bă, ce-i cu tine? Ce-i cu viața ta? Stau de... Frate, eu sunt cu Domnul, vezi de te. Păi se vede totala ta nepăsare de tot ce înseamnă părtășie, de tot ce înseamnă Dumnezeu, de tot ce înseamnă apropiere de Dumnezeu. Pot să dau un scris în contextul ăsta, mai devreme sau mai târziu eșuezi. 100%. David a fost omul lui Dumnezeu, n-a fost oricine, a fost un om cu o relație atât de profundă cu Dumnezeu, care s-a lăsat cuprins de nepăsare, a început să fie interesat de ceea ce n-ar fi trebuit să fie interesat și la un moment dat David a fost omul care a comis din păcate păcatul. Omul care se lasă cuprins de nepăsare, care începe să fie interesat de ce n-ar trebui să fie interesat și mai apoi comite păcatul, are așa o ușoară trezire, dar e tot o păcăleală a diavolului și vine diavolul și spune, auzi, tu trebuie să acoperi păcatul ăsta, tu trebuie cumva să o mușamalizezi, tu trebuie cumva să fie bine, să dai bine. Și vine diavolul și te învață, dar tu nu-ți dai seama, pentru că tu ești cuprins de nepăsare. Și vine diavolul și te învață, păcatul ăsta trebuie să-l acoperi și din păcate te învață să-l acoperi tot cu un păcat. Și nu face altceva decât te afundă mai tare. Își dă seama David că nepăsarea lui l-a făcut să fie interesat de ce n-ar trebui să fie interesat. Faptul că a fost interesat de ce n-ar fi trebuit să fie el curios, a comis păcatul și acum zice David, trebuie să o drec cumva. Trimite-ți-l pe Uri acasă. Vine Uri acasă și David spune, să o dregem cumva. Auzi, du-te, parfumează-te, spală-te, fă-te tip-top, du-te acasă și o să fie bine. Numai că Dumnezeu vrea să-i dea o lecție la David, o răsturna toată ideologia lui David. David, nu se acoperă păcatul în felul ăsta, nu se acoperă păcatul în stilul ăsta. David, nu așa se face, nu că premeditezi tu niște aspecte, că nu ești tu suveran peste momente și peste vremuri. Urie nu pleacă, rămâne acolo liniștit la ușa palatului. În momentul în care David... cuprins de nepăsare, le reau toate să le țineți minte, cuprins de nepăsare, curios de ce n-ar fi trebuit să fie curios, cu păcatul comis și acum cu disperarea de a acoperi păcatul când o văzut că nu iasă din prima,
îl comite pe al doilea. Că așa se întâmplă. Și ascultați ce zice David. David, a doua zi dimineață, a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. Și ascultați cât de jos a putut duce un om care s-a lăsat cuprins de nepăsare. Când îmi zice mie cineva că viața lui nu se va degrada, că va fi bună, nu-l cred. Dacă David s-a dus atât de josnic și atât de jos, dar pe noi oamenii din ziua de astăzi? Și ascultați ce scrie David, 2 Samuel, capitolul 11, cu 14. A doua zi dimineață David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria: puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Serios? David, serios? Tu chiar atât de jos te-ai dus? Să-l alungi pe un om în luptă, să-l pui să moară pentru nebunia ta de moment? Pentru nepăsarea ta să moară cineva? Să moară cineva pentru că pe tine nu te-a interesat lucrurile importante și ai rămas să te ocupi de flecăriile vieții, să devii curios de ceea ce n-ar fi trebuit să devii tu curios? Serios, să moară cineva? Am văzut atât de mulți oameni care au plecat de la nepăsare, au fost curioși de ce n-ar fi trebuit să fie curioși, au comis păcatul, au vrut să-l dreagă, nu le-a ieșit și apoi au știut în așa fel să facă încât să fie alții vinovați. Să-i scoată cumva pe alții. Să fie bine. Pentru că în momentul în care te lași cuprins de nepăsare, e extrem de periculos, că îți pierzi noțiunea moralului. David și-a pierdut noțiunea moralului. Și noțiunea asta a moralului pierdută a fost datorită nepăsării lui, pentru că n-a plecat la război cu toți împărații. Merg un pic mai departe, pentru că în momentul ăsta încep să scriu o istorie urâtă. O istorie care n-ai vrea să o știe pruncii tăi în totalitate. N-ai vrea să o povestești în detaliu. N-ai vrea să-ți iei copiii și să le spui: știi, tata vostru a avut un moment de ăsta. Dacă stai și te uiți în urmă, a fost datorită nepăsării la un moment dat, de Dumnezeu, de suflet, de mântuire, de veșnicie, că te-au interesat tot timpul alții, că te-au interesat altele, că te-au interesat lucrurile care nu dădeau neapărat viață, dar oarecum așa stimulau într-un fel sau în altul firea pământească, că nu dădea viață cu nimic ce păcatul lui David, doar că a stimulat firea pământească a lui David. Și a scris, din păcate, o istorie urâtă, pentru că indiferența lui, nepăsarea lui David de lucrurile importante, l-a făcut să-și piardă moralitatea, să-și piardă normalul, să piardă busola moralității, să piardă direcția bună. Și toate a plecat de la nepăsare. Mai apoi, după ce trăiești așa într-o nepăsare și îți pierzi busola asta a moralului și faci tot ceea ce v-am spus eu până aici, diavolul e atât de șire, te ține tot în nepăsare și mai apoi nu mai ești conștient că păcatul are plată. Știi că păcatul trebuie plătit. Știi că păcatul trebuie taxat. Dar nu mai ești conștient că și tu vei fi în momentul în care vei plăti într-o zi. Ăsta e un al doilea pericol al nepăsării. Prima dată că îți pierzi busola morală și îți pierzi direcția și începi să o comiți 100%, și apoi nu mai ești conștient că într-o zi vei plăti. Auziți, după toată povestea asta vine prorocul Natan. Vine la un moment dat la omul lui Dumnezeu și îi spune omului lui Dumnezeu: auzi, împărate David, vreau să stau de vorbă un pic cu tine. Uite, într-o localitate era un om bogat și un om sărac. Ăsta bogat avea multe oi, multe vite, avea tot ceea ce avea nevoie. Ăsta sărac avea o singură mielușa. Ei, mielușaua asta era tot ce avea el, era viața lui. O iubea atât de mult, o ținea la pieptul lui, o hrănea cu atât de multă dragoste, făcea totul pentru ea. La bogatul ăsta a venit într-o zi un om în vizită și a trebuit să facă un ospăț, să pună o masă. Imaginați-vă, Natan îi spunea la David, David stătea și asculta. El,
cu musca pe căciulă. Stătea relaxat și asculta. O zi s-auzi, a venit la el ăsta bogat în vizită un om prieten de-a lui și s-a trebuit să dea o masă mai copioasă. Auzi, împărate, știi ce a făcut ăsta bogat? S-a dus la ăla sărac și a luat singura lui mielușa, a luat-o, sacrificat-o, a băgat-o la cuptor și a fost masa celui care a venit în vizită la bogat. E corect, împărate? Știi ce a zis David? Nu e corect. Cine și-o permis să facă așa ceva? Ce să îi se facă, împărate? Auziți ce zice Biblia? Vreau să vă citesc. David, 2 Samuel 12:5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. O știu Natan că păcatul se plătește. O știu David că păcatul nu poate să rămână așa, că trebuie taxat într-un fel. O știu David asta. O zis, ce-a făcut? Eu lua singura mielușa, da, nu trebuie să o plătească. Și continuă David și ascultați ce zice Biblia. Și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit faptea aceasta. Și nu a avut milă. Versetul următor, ascultați. Și Natan a zis lui David, tu ești omul ăla. David, nepăsarea ta când toți plecau la război, te-a împins să-ți pierzi busola moralului, te-a împins să pierzi normalitatea, nepăsarea ta te-a împins în momentul în care ai devenit curios de ce n-ar fi trebuit să fii curios. În momentul în care ai avut curiozități ilegale, ai comis păcatul, că curiozitățile ilegale te împing în păcat vrând nevrând. Mai apoi, când ai realizat că ai făcut un păcat, ai încercat să premeditezi ceva și nu ți-o ieșit. Și ai comis un al doilea păcat și l-ai comis dur și crunt, l-ai pus pe urie în flocul cel mai greu al luptei. Tu ai dat ordin să se tragă toți înapoi, să rămână săracul urie singur. Și ai primit vestea, că dacă o să citiți în Scriptură pasajul ăsta, au venit și i-au adus vestea că urie era unul din vitej, a murit urie. Ori adus scrisoare, împărate, a murit urie. Știți ce zice David? Spuneți lui Ioab să fie liniștit, nu nicio problemă, mai mor oamenii în război. Serios? Era tragedie când murea un viteaz. Aici David era relaxat. Fiți liniștiți, zice, spuneți-i la Ioab să se întărească, e ok, nicio problemă. Și Natan îi spune, ascultă-mă, David, tu ești omul ăla. Tu ești omul ăla. Și ascultați, 2 Samuel 12:10. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit. Și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Uri Hititul. Atenție! Niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. David, păcatul se plătește. Și începe mai apoi momentele complicate a lui David. Și începe David să plătească. Știți câți băieți ori muri la David? Câți miei i-a zis David că trebuie să dea la înapoi? 4. I-a dat pe toți 4. I-a murit primul prunc, al doilea, al treilea, al patrulea. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, când omul intră în crunta nepăsare, își pierde moralitatea. Când își pierde moralitatea, devine curios de ce n-ar trebui să fie curios. Mai apoi comite păcatul, îl comite și pe al doilea și pe al treilea. Apoi în nepăsarea aia, diavolul ține atât de înfășurat să nu-l mai facă conștient că într-o zi va plăti. Asta e una din realitățile crunte ale vieții. Dar vreau să trec în cea de-a doua parte pe care o iubesc. Dar în tot contextul ăsta vine Psalmul 51. Pentru că viața unui om se zbate între pericolul nepăsării și beneficiile pocăinței. V-am arătat pericolele nepăsării. Când cineva se lasă cuprins de nepăsare, e cuprins de pericolele astea, indiscutabil.
pericolul pierderii moralității, pericolul faptului că nu mai ești conștient că într-o zi vei plăti și mergi din nebunie în nebunie. Și toate astea pentru că tu ești în bula aia de nepăsare, în care zici că bă, nu-i chiar așa, nu mă interesează, spuneți-mi voi ce vreți, bă, hai mă la biserică, las mă că o să vin eu, bă, mai rogă-te și tu, las, bă, mai fă-și tu ceva, bă, mă lăsați voi odată cu toate, bă, oprește-te, bă, nu mai dușmănii, bă, nu mai vorbi urât, bă, iartă, bă, fă cu tare, cu tare, puneți dumneavoastră ce vreți. Și la om îi spui, bă, nu-i bine, viața ta nu-i bună, oprește-te. Și el stă relaxat în bula nepăsării. Intră ca într-un vid, nu simte nimic. E cuprins de imoralitate. Iar până a comite păcatul e doar chestiune de timp, apoi nici nu mai, măcar nu mai e conștient că va plăti și în felul ăsta unii merg ani de zile. Și nu fac altceva decât exact ce zice Biblia, adună o comoară de mânie. Dar, dragii mei, în pericolul ăsta al nepăsării foarte crunt, vine mai apoi pentru oamenii care își îndreaptă inima spre Dumnezeu beneficiile pocăinței. Și vreau să vă vorbesc despre astea. Și vine Psalmul 51. Știți, David era apăsat. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăța zi și noapte asupra mea. Doamne, uite așa mă țineai. Și David vrea să mă ridice și el capul. Domnul, stai acolo, că l-ai luat pe Urie fără să trebuiască. Doamne, dar mai trebuie să stai acolo, că mai ai de plătit. Doamne, dar mă stai. Câtă vreme am tăcut, oasele mi se topeau de gemetele mele necurmate, că mâna ta apăța zi și noapte asupra mea. Doamne, a fost atât de greu. Da, nepăsarea mea m-a împins într-un moment atât de crunt și atât de ciudat și de ilegal. Și mai apoi David înțelege că în pericolul ăsta nepăsării trebuie să iese de aici, că îi pune în pericol existența lui, că nu va mai fi omului Dumnezeu. Și vine David să aibă parte de beneficiile pocăinței și vine Psalmul 51 și ascultați ce se roagă, David. Fă-mă să aud veselie și bucurie. O, după atâtea mormântări, după seri de privei, după plânse și după boce, după bocitoare care îi plângeau pruncii, după durerea în inima lui de tată, după durerea în inima de împărat, tu ca împărat n-aveai voie să faci asta. După durerea din inima lui în care David își îndreaptă privirile spre Dumnezeu și vine și spune în Psalmul 51, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate fără de nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată. Imaginați-vă-l pe David, începe David să se roage, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, unul care să nu se mai lase cuprins de nepăsare, pune în mine o inimă tare și puternică în mine, ca să rămân al tău pentru totdeauna. Continuă David și zice, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine duh tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Oh, și vine rugăciunea de pocăință a lui David. O atitudine atât de așteptată de Dumnezeu din partea noastră, a multor. Mai vrea Dumnezeu după ani de nepăsare într-un fel sau în altul să-l vadă pe om că se prăbușește. Și vine omul și spune, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate. Știți, vine David parcă așa, Doamne, șterge tu nelegiurile mele, că eu am încercat să le șterg și nu a ieșit. O ieșit mai rău. Eu am încercat să le acopăr și n-am putut. O ieșit la iveală cu plus, cu TVA-ul aferent. O, șterge tu acum nelegiurile mele. Zidește în mine o inimă curată. Doamne, inima aia puternică, care să nu mai fie învăluită în nepăsare, inima aia care să fiarbă pentru tine, care să fie mereu un clocot, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă mai lăsa bătut de idei, de ideile mele, de pornirile mele, de năzuințele mele, pune tu în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii ta. Vi-l imaginați pe David prăbușit când începe să roage? Și pentru că Dumnezeu e bun, când îl vede pe un om că iasă din momentul ăla al nepăsării și intră în pocăință, Dumnezeu coboară lângă el. În momentul în care ai curajul să faci o rugăciune ca și a lui David profundă, cu viața prăbușit înaintea lui Dumnezeu, ai parte de câteva aspecte extrem de importante. Și ascultați, vine mai apoi peste David recunoașterea.
Și David recunoaște. Se roagă, ceea ce v-am citit, și David recunoaște. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit vina păcatului meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Pentru că în momentul în care vine momentul acela de pocăință și ai puterea să spui, Doamne, scoate-mă din nepăsarea mea, sunt un om care am ajuns poate într-un tărâm imoral. Poate nu mai sunt conștient că într-o zi vei plăti. Știu să dau verdict în dreptul altora, dar nu sunt conștient că într-o zi eu voi plăti. Scoate-mă de acolo și încep să te pocăiești. Vine acel moment de recunoaștere. Câtă vreme am tăcut, n-am vrut eu să recunosc, dar mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Mi se usca vlaga, bă, mergeam pe stradă, mă vedeați umblător, dar nu mai aveam putere, dar nu mai aveam bucurie, dar nu mai aveam speranță, dar nu mai aveam credință, dar nu mai puteam să mai cânt, dar nu mai puteam să mă mai rog, dar nu mai puteam să-L glorific pe Dumnezeu, mergeam, dar mi se usca vlaga în mine. Bă, zici că David e din 2023. Bă, zici că e din vremurile noastre. Pentru că, dragii mei, trebuie să fim realiști și să facem o subliniere realistă. Datorită nepăsării, mulți sunt uscați. Datorită nepăsării, mulți gem, dar nu vor să zică. Datorită nepăsării, sunt mulți băgați pe tărâmul ăla imoral și stau departe de Dumnezeu, încercând să zugrăvească într-un fel că-s bine. O, dar Dumnezeu care vede din cer, îl vedea pe David, era împărat. Imaginați-vă că nu vinea nimeni să-l întrebe, împărate, cum ești, ești bine? N-avea nimeni curajul. Ieșea întotdeauna bine, doar Dumnezeu vedea ce e în interior. Și a început David, pentru că a început să facă o rugăciune de pocăință, să aibă parte de beneficiile pocăinței. Una din beneficiile mari ale pocăinței e faptul că ai puterea să te recunoști. De aici începi să clădești, că ai puterea să recunoști. Pentru că, dragii mei, în momentul în care vrei să te pocăiești, războiul ăsta spiritual, dacă vrei să-l câștigi, începe cu o înfrângere, cu o recunoaștere. Noi de ce facem chemare la final de predici la evanghelizări? E cineva care vrea să recunoască că are nevoie de Dumnezeu? De aici pleacă puterea, de aici pleacă clădirea pocăinței. În momentul în care ai puterea să recunoști, da, eu am nevoie de Dumnezeu. Dar uitați-vă în generația noastră, câți mai au curajul să recunoască că au nevoie de Dumnezeu? Câți mai au curajul să spună, bă, slab, nu mai pot, îs prăbușit, am 40 de ani, 30 de ani, 20 de ani, 15 ani de pocăință, dar slab, nu mai am vlagă în mine. Câți mai au curajul să recunoască, nu? O, sunt mulți care gem ca și David, care n-au putere să recunoască, pentru că n-au puterea să aibă rugăciunea și trăirea pocăinței profunde. Mai apoi, după ce ai puterea să recunoști, vine o conștientizare importantă. Vreau să vă citesc Psalmul 53:1. Uitați-vă la Psalmul 53:1. O conștientizare extrem de importantă. Auziți ce zice? Nebunul, zice, în inima lui nu este Dumnezeu. Nebunul. O zis David, bă, eu când m-am plimbat pe acolo pe acoperiș, când am făcut ce am făcut, am zis că nu mă vede nimeni. Că nu-i chiar așa, că Dumnezeu, eu pot să stau în nepăsarea mea, că Dumnezeu e în colțul istoriei, că nu prea-L interesează de mine, că n-are nicio treabă cu mine, că am mințit eu undeva în colțul străzii, că am mai prostit eu pe cineva, că am mai înjurat eu, că am mai spus nu știu ce vorbe, că l-am mai clevetit pe ăla, că l-am mai bârfit pe ăla, că l-am păcălit pe ăla. Bă, Dumnezeu n-are treabă El cu noi aici, suntem aici în zona asta mai retrasă a țării, n-are Dumnezeu treabă cu noi. Auzi, așa o gândi și David, da, bă, toți îți dau război, Dumnezeu e pe câmpul de bătălie cu viteză. Dumnezeu trebuie să le dea la aia înțelepciune. Nu mă vede Dumnezeu aici pe mine. Auziți ce constată la un moment dat David când are puterea să se pocăiască? Nebunul zice în inima lui că nu există Dumnezeu. Nu un om normal. Numai unul care nu mai e cum trebuie. Știți cât e de important să realizăm că noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu e pretutindeni. Că Dumnezeu ne vede, ne aude, ne știe 24 din 24. Că Dumnezeu niciodată nu stă în colțul cerului și zice, bă, lasă-i, păi, acum le dau așa 2 săptămâni de vacanță. Că Dumnezeu nu-i Dumnezeul care zice, bă, lasă-i, mă, nu vreau să fiu chiar așa de opresiv cu ei, să fiu toată ziua pe ei, mai lasă-i un pic și mai liber. Dumnezeu nu face așa.
Și vine și face constatarea asta atât de profundă, David, și zice, numai nebunul zice că nu există Dumnezeu. Dar mai apoi, după ce David are puterea pocăinței, după ce David are puterea recunoașterii și face conștientizarea asta foarte importantă, începe viața trăită pe înălțimi. Viața pe care e atât de frumos o trăiești. Ascultați ce exprimă David după aia. Psalmul 63:4. Și ascultați-l pe acum pe omul lui Dumnezeu. Pocăit, întors, recunoscut, ție-ți voi mărturisi păcatul, zice, numai tac, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, cât eram în nepăsarea mea, comiteam păcat după păcat, tu m-ai apăsat, recunosc că trebuie să mă întorc, m-am pocăit, m-am întors. Și ascultați acum viața lui David. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și atenție, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Trageți dumneavoastră concluzia. De ce nu se mai ridică mâinile? Și nu mă refer fizic neapărat. Pentru că în momentul în care viața e transformată, e schimbată și începi să trăiești cu Dumnezeu prin pocăință, ai beneficiul ăsta. Stai în momentele vieții, indiferent de cum ar fi ele, și poți să spui, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și ai un Dumnezeu care te-a primit, care te-a spălat, care a șters el păcatul, nu te-a lăsat pe tine să te chinui să-l ștergi tu, că oricum nu-ți ieșea. Și la un moment dat vine Dumnezeu, coboară peste tine și aduce revigorarea de care tu ai nevoie și începi să trăiești beneficiile pocăinței. Stai cu mâinile ridicate. Ce s-a întâmplat în vechime când stăteau oamenii lui Dumnezeu cu mâinile ridicate? Când își ridicau oamenii lui Dumnezeu mâinile, poporul mai câștiga bătălii. Pentru că atunci când prin pocăință tu poți să mai ridici mâinile, casa ta va mai trăi victorii. Când prin pocăință poți să mai ridici mâinile, pruncii tăi îl vor mai vedea pe Dumnezeu. Când prin pocăință poți să-ți mai ridici mâinile, vei mai vedea revigorarea celui atotputernic. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Lăudat să fie Dumnezeu! Ce mare har că David s-a trezit la realitate. Și a zis, David, da, e adevărat, am fost în nepăsare, dar uite, am acum beneficiul ăsta al pocăinței, că pot să-mi ridic mâinile, o viață trăită pe înălțimi. Căci tu ești ajutorul meu, spune David, și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Un alt beneficiu al pocăinței, dragii mei, e faptul că poți să iei hotărâri noi. Ascultați ce zice David. Psalmul 101:2, ce zice cuvântul ăsta lui Dumnezeu? Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Ce faci? Păi da, încep să iau hotărâri noi de care o să mă țin. Îmi place mult remarca asta a Bibliei. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Că am pus și a fost dezastru. Dar uite că m-am pocăit și m-a luat Dumnezeu și m-a revigorat și mă ține pe ale sale brațe, încep să iau hotărâri noi. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Voi fi mereu atent la tot ceea ce fac. Știți că unul din aspectele pierdute, dar atât de necesare în generația noastră, se numește atenția? Că omul să mai fie atent. Știți de ce se strică relații? Că oamenii nu sunt atenți. Cum se raportează la cel de lângă el. Știți de ce se strică atmosferă și voie bună? Pentru că omul dintr-o neatenție aruncă o vorbă ilegală. Știți de ce se strică prietenii? Pentru că omul într-o zi nu e atent. Și pentru faptul că nu e atent și nu e înțelept, aduce un prejudiciu prietenului său. Se rup prietenii de ani de zile. Și vine David și spune, știi care e beneficiul pocăinței? Că am ieșit din bula aia de indiferență și am intrat în pocăință profundă, mă voi purta întotdeauna cu înțelepciune. O să fiu tot timpul atent. Uite, povestesc cu copiii ăștia, mă uit la ei, mă uit astăzi la frații din biserica în care eu am crescut. Unii au plecat la Domnul, alții n-au plecat. Dar mi-aduc aminte de fratele Petrică Coman. Eram copil, păstor în biserica Philadelphia din Petroșani. Eu am ajuns păstor la rândul meu.
Eram copil, eram pe lângă el acolo, mă duceam cu tati la cor, mă punea acolo la cor, la tenor, lângă el. Fratele Petrică stătea și el acolo și se comporta cu mine cu atât de multă atenție. Pace, frate Alin! Și ziceam, pace! Vino și aici un loc lângă mine. Mă puneam lângă el. La un moment dat deschidea Biblia să citim în Biblie, el răsfoia, deschideam și eu o Biblie, vedea că nu eram pe unde trebuie, că eram așa copilaș, vinea și îmi dădea foile, zice, nu, uite aici, zice, uite, mi-a arătat, uite aici să citești. Că frații între timp s-au apucat să citească și eu pierdeam rândul și zice, uite pe aici, și eu mă uitam la el, bă. Se comporta întotdeauna cu atât de multă atenție, ne întreba frumos, vorbea frumos, bă, ți era mai mare drag. Am venit de la o conferință pastorală. Zic, mă duc la Petroșan, vreți să veniți cu mine cu mașina? Și l-a zis, da. Am vrut să mai retrăiez momentele alea frumoase în care omul se comporta cu atenție. Și am început să povestesc cu el în mașină până la Petroșani. Și am început să-i spun, o zis, Alin, îți mai aduce aminte când tu erai micuț? Și te aducea acolo, taică-te și te punea lângă noi, da. Cine s-a putut gândi că tu o să fii păstor? Cine s-a putut gândi că Dumnezeu te va pune, te va face? O, să păstrezi asta cu scumpătate. Și parcă acelea sfaturi pline de atenție, atunci la un copil, că ne spunea să fiți cuminți la școală, să vă comportați frumos, atunci la un copil și acum la un moment dat la un om mare care are responsabilitățile aferente. O plecat din lumea asta și am vorbit cu el la telefon cu câteva zile înainte să moară. Aia, frate Petrică, aș vrea să vin la Petroșan să vă văd. Mi-a spus la telefon așa, Alin, dacă nu o să mai pot să mă vezi, aștept să ne vedem pe plaiurile lui Dumnezeu împreună cu toți. Te știu de mic, mi-a zis la telefon. Vorbea greu datorită cancerului. Te știu de mic și nu pot decât să mă bucur văzând ce face Dumnezeu din oameni. Am încheiat discuția repede, că în mintea mea a fost că voi merge la Petroșan să-l văd. Mă sună într-o zi tati și zice, Alin, uite-te pe live la Petroșan. L-au adus copiii la biserică, l-au pus pe un scaun, vorbea greu, o veni greu. Putea să stea doar pe scaun, copiii l-au înconjurat, a luat un microfon și a zis, dragii mei, posibil ca prin boala asta Dumnezeu să se proslăvească. Posibil ca prin moartea mea Dumnezeu să se proslăvească. Că plec, nu vă faceți nicio problemă. Vă aștept pe toți acasă. Au lăsat câteva indicații extrem de prețioase. La mormântarea lui să se facă evangelizare și să predice fratele Nelu Filip. O vrut el. O plecat din lumea asta la câteva zile după ce a fost în biserică. Mă sună fratele Nelu, zice, mergem la mormântare, mergem. Nu, bă, cum să predici la mormântarea aia? Tot drumul ne-am tot sfătuit, ce s-ar putea zice la predica aia? Și nu s-a putut decât spune un cuvânt atât de frumos și mi-a rămas în minte, luat din Scriptură, în care s-a citit următorul text scurt. Prietene, mută-te mai sus. Pentru că atunci când te comporți cu înțelepciune pe o cale neprihănită, sfârșești cu înțelepciune. Închei cu înțelepciune. Și a zis, David, știi care e beneficiul pocăinței? Că mă porc cu înțelepciune. Că voi finaliza cu înțelepciune. Și în ultimul rând, un alt beneficiu, dragii mei, e beneficiul unei încrederi neclintite. Psalmul 116 cu versetul 1. Ascultați ce zice Biblia. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Auziți? Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare, lăudat să fie numele Lui. Și a venit omului Dumnezeu și spune, iubesc pe Domnul că ce-l aude. Pentru că după ce am ieșit din nepăsarea mea și am intrat în frumoasa pocăință, am început să trăiesc cu hotărâri noi. Am început să pot să-mi ridic mâinile și să spun, te voi binecuvânta, dar toată viața mea. Și să fiu încredințat că El mă aude,
De fiecare dată iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu și cererile mele. Ăsta e beneficiul pocăinței. Și v-am arătat pericolele nepăsării. Acum, în seara asta, dragii mei, suntem în fața unei alegeri. Continuă omul să rămână nepăsare sau să intre în frumoasa pocăință să aibă parte de beneficiile ei? David a ales la un moment dat să intre în frumoasa pocăință. Fă-mă să aud din nou veselie. Zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Știți? Aș vrea să zic împreună cu dumneavoastră versetele astea. Și cuvântul ăsta din Scriptură, din Psalmul 51, începând cu versetul 10, haideți să-L rostim împreună înaintea lui Dumnezeu, fiecare cu glasul nostru. E seara în care Dumnezeu e prezent aici, cred asta, ne vede, ne cunoaște. Ne-a făcut Dumnezeu conștienți de pericolul nepăsării, dar ne-a arătat Dumnezeu beneficiul pocăinței, că poți să stai cu mâinile ridicate și să spui, te voi binecuvânta dar toată viața mea. Să poți să spui, mă voi purta cu înțelepciune, pentru că totdeauna înțelepciunea care vine de sus e cea mai perfectă. Voi fi întotdeauna plin de încredere că Dumnezeu mă aude, iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu și cererile mele. Asta e beneficiul pocăinței. Dar pentru asta avem nevoie de o rugăciune ca așa lui David. Și haideți împreună, și vă și invit să vă ridicați în picioare. Haideți împreună să rostim aceste cuvinte început de la versetul 10 și să zicem cu toții, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă Dumnezeu. Amin. Amin. Și Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea asta noastră. Amin. Și Dumnezeu să ne asculte. Și vrem să intrăm într-o rugăciune și să-i spunem Domnului, Doamne, poate mă găsesc pe tărâmul ăla al nepăsării. O, poate-s curios de ce n-ar fi trebuit să fiu curios. Poate am ajuns în punctul ăla în care am comis păcatul și pe cale să-l comit pe al doilea, pe al treilea, pe al zecelea. Și începe să te rogi ca și David, Doamne, șterge fără de legea mea. Fă-mă să aud din nou veselie și bucurie. Doamne, pune în mine un duh nou și statornic. Vreau să te văd și să te simt, pentru că vreau în pocăința mea să pot să ridic mâini curate spre cer, să spun, te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Da, îl iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu și cererile mele. Să poți să fii convins că atunci când te pui pe genunchi nu e singur, e Dumnezeu care a rămas lângă tine. Așadar, dragii mei, așa cum stăm în rugăciunea asta, noi și Dumnezeu, e doar Dumnezeu prezent aici cu noi, noi și Dumnezeu vrem să-i spunem, Doamne, mai vrem să ne apropiem de Tine mai tare, scapă-ne din indiferență și dă-ne pocăința pe care Tu o iubești și Dumnezeu să ne asculte. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții înaintea Domnului. Amin.